Însă pentru ce a spus să-și asume și să... Salutare, mă băieții, bine v-am regăsit la un nou videoclip. Băi, să ne aflăm aici pe RPG2, după cum bine știți, dacă vreți să intrați aici pe server, aveți în descriere absolut tot de ce aveți voi nevoie. De această dată vin cu niște vești foarte bune, pentru că am fost băgat înapoi în facțiunea SFPD, după cum bine știți din clipul anterior. Am fost scos din SFPD, știți foarte bine despre ce vorbesc. Acum am fost adăugat în această facțiune din nou, pentru că s-a văzut foarte clar că nu am greșit și că am fost scos paiurea, pot spune eu, și după cum am spus și ceilalți administratori. Vreau să mulțumesc super mult, în special lui Sneakweed, pentru că cu el am luat legătura, la el am contestat tot, iar după el împreună cu ceilalți admin 5 au luat decizia că am fost sancționat greșit și alături de Grizzly. Vreau să le mulțumesc enorm, pentru că au făcut dreptate până această situație. Dacă ar avea mai majoritatea administratorilor mentalitatea pe care au avut-o persoanele acestea, vă zic eu că s-ar schimba foarte multe și înspre bine. Și nu numai, nu mă refer doar la admin. Dacă dăm un ID pe mine, am fost rebăgat înapoi, am primit și rang 2, pentru că, după cum bine știți, când am primit PM-ul respectiv, aveam zilele de rang 2, doar că aveam pinch, nu putea să-mi dea rang up. Asta este skin-ul de rang 2 SWAT, încă nu mi-a făcut schimbare, am făcut cerere respectiv, încă nu, însă nu mi-a răspuns. Mă, nu avem cum să facem alte, din păcate, nici nu știu de ce mi-a mai luat duty. Totuși, hai să mergem până sus să luăm un HPV și să stăm puțin, poate luăm ceva, un permis. Apropo, băieți, de mod pe curistea meu, încă nu l-a dat absolut nicăieri. O să vi-l dau cât de curând, dacă e să-l vreți. Deci, sunt super fericit că s-a făcut dreptate în această situație și că am fost băgat înapoi în facțiune. Vedeți, mă, și voi ăștia care spuneați că, bă, ai fost dat corect afară, că nu știu ce, că pare dreptate în tot și nu știu ce. Uitați și voi acum cine a avut dreptate până la urmă. Este destul de târziu, într-adevăr, când filmez eu acest videoclip. O să apară mâine acest videoclip. Ia să vedem, să stăm noi puțin aici, că poate o să treacă cineva, însă nu prea pare cine să treacă. Sunt 198 de jucători, aproape 200, deci nu prea are cine să treacă la ora aceasta și ținem cu că sunt foarte mulți. Mă, sunt într-adevăr și câțiva pe slip. Câțiva văd că sunt, bă, chiar sunt și jucători pe server, adică nu sunt foarte mulți pe slip. Ia, uitați-ne și noi acolo, ultimii, am de foarte mult timp contul pe slip. Dar de ce aba stau eu aici? Pentru că stau mult și bine, pentru că nu va trece nimeni. Doamne, băi, Mihai, de ce dracu stai? Salut, salut, Ionu, salut! Deci, eram foarte nervos în ziua respectivă în care așteptam și rank up. Am primit PM-ul respectiv și mi s-a stricat toate planurile. Am vrut și eu să iau rank 2, vreau să fac un live, să facem ceva, să dăm niște failuri la rov, vedeam noi mai făceam suspecți și ce să vezi, PM. Mi-a răspuns la PM, după cum bine știți, am fost demis și acum, voila, am fost băgat înapoi în SFPD, am primit și rang 2. Am văzut că mulți, într-adevăr, ați văzut și reclamația pe care am făcut-o lui Torino, mai exact pentru limbajul inadecvat de care a dat dovadă, nu cred că este un limbaj de admin 4. A fost sancționat cu un admin orn. Nu mă bucur, nu stau să mă bucur de răul altuia, însă pentru ce a spus să-și asume și să-și asume la fel și sancțiunea bărbătește, pentru că nu mi se pare tocmai ok ce a făcut. Mai exact, pentru limbajul respectiv aveți postul pe website dacă nu știți despre ce vorbesc, când s-am văzut că videoclipul este pe nelista și are în jur de vreo 100 și ceva de vizualizări. Au văzut foarte mulți postul respectiv și cred că dacă era o altă persoană, nu cred că avea tupeu să facă videoclip și să zică exact ce s-a întâmplat, doar din frica de ce s-ar întâmpla și de ce ar face Torino. Însă eu le-am spus clar lucrurile pe față, am zis că foarte mulți spun, nu că foarte mulți, sunt câțiva cărcotași pe acolo care spun că bă, nu e adevărat, că tu chiar îți meriți sancțiunea, că tu ai fost bolangiu cu Torino și nu mai știu ce zic ei pe acolo. Din câte am înțeles de la Torino pe acolo, pentru că i-am făcut reclamația respectivă, a scris pe acolo din comentarii că să mă mai bucur cât pot de gradul de YouTuber, pentru că o să-mi fie scos, nu știu ce mai zice el pe acolo, un comportament clar, din nou, deplasat față de admin 4. Consider că el fiind admin 4 ar trebui să aibă mult mai multă minte față de un jucător fiind și de vârstă mai mare decât mine, el având, de câte am înțeles, 21 de ani, eu având 17, cred că ar trebui să fie mult mai matur față de mine din acest punct de vedere, doar că nu prea dă dovadă de acest lucru. Ținând cont că eu nu l-am jignit absolut cu nimic și că nu i-am vorbit arogant, nu mi-am bătut joc de el sau alte chestii, deci na, nu știu exact de unde vine comportamentul ăsta. Dar fiecare face cum vrea, după cum v-am zis. Am văzut că la lucruri negative, bă, în vreo 2-3 ore am strâns în jur de vreo 200 de vizualizări în doar 2 ore, deci bă, că prin foarte bine lucrurile negative. Nu vreau să obișnuiesc pe canal genul ăsta de videoclipuri, doar că v-am spus, când e de ceva de spus și de a vă transmite, o voi face cu cel mai mare drag, pentru a învăța și voi și pentru a vedea și voi și de a le spune lucrurilor
clar în față. Nu stau să mă ascund sau să-mi fie mie frică de Torino că, bă, că o să-mi dea sancțiune pe joc sau nu mai știu ce. Clar, lucrurile în față, indiferent de ce o să se întâmple, că o să-mi fie scos gradul de YouTuber sau o să stea ăla să mă vâneze să-mi facă, I don't know. Mereu o să fiu să le spun lucrurile pe față fără nicio deținere. Indiferent de orice s-ar întâmpla, că m-ar bana pe joc, că mi-ar scoade de gradul de YouTuber, mereu când o să fie chestii de genul, pot să le spun clar lucrurilor, doar că v-am spus, nu vreau să obișnuiesc pe canal să apară videoclipuri de genul, să fac scandaluri pe canal sau chestii de genul, oricum, nu, ăsta a fost scopul meu de la început, de când am făcut clipul anterior pe care l-ați văzut, să fac de rank 3, paiurea, să nu mai știu exact cum am pus titlul. Bă, băiți, nu mă mai lungesc, cam aia a fost videoclipul, vă pupă fratele vostru, numai bine, vă aștept aici pe Bizon dacă vreți, dacă nu, aia e, v-am salutat și numai bine, re!